Astăzi voi aborda un subiect, o tematică pe care am abordat-o ca o temă surpriză și la proiectul meu Seara de Carte acum o săptămână. Adriana știe mai multe. Este iubirea. Iubirea și inima și trăitul din zona asta a inimii. Vă mai amintiți cumva cum vă simțeați când erați copii mici și cum, nu știu, ce însemna pentru voi iubirea atunci? Ați avut noțiunea asta? Ce înseamnă pentru voi iubirea? Vreau câteva răspunsuri în câteva cuvinte, nimic. Mama, tata, dacă ești mic, cam aia e iubirea. Cam asta e iubirea. Să uim cum atunci. Era mic, da. Siguranță. Da, siguranță. Uh-huh. Protecție. Uh-huh. Și acum ce înseamnă pentru voi iubirea? Am crescut. Deci iubirea a văzut-o ca transmisă în obiecte, în lucruri exterioare. Altcineva? Cuvinte, gesturi? Oameni, din nou, domnule, acestea. Oameni, am înțeles. Da, conectare cu apropiere. Cum? Apropiere. Deci. Apropiere, am înțeles. Sentimente bune, simțim. Am înțeles. Fie pace. Da, foarte bine. Ok, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mi-a plăcut exemplul ei, dar de fapt ca un not to do. Așa nu. Adică iubirea văzută în obiecte și în atașamente față de obiecte, că o să vorbesc și puțin despre asta. Cum văd eu iubirea? Iubirea, când a apărut în viața mea, pot să zic că m-a ajutat foarte mult. Adică, nu știu, cumva a lucrat cu mine o forță vindecătoare care vine în tine, de fapt, se renaște, nu vine în tine, noi deja o avem și ne reamintim. Și cum apare ea? Printr-o inimă deschisă. Apare prin zona inimii, care inima nu doar pulsează sânge, face mult mai multe lucruri de care noi habar nu avem. Unul dintre lucrurile pe care le face inima e să ne conecteze pe noi toți la un nivel invizibil. Chiar aport un documentar de curând, Legea Rezonanței, care vorbește efectiv despre legătura asta spirituală și științifică și ce poate să facă zona inimii și zona energetică a inimii. Acolo se vorbește despre un câmp care poate să fie de la 2-3 metri, chiar și un kilometru 2. Cu cât e inima mai deschisă și noi ne plimbăm pe stradă și avem o zi bună, îi ajutăm pe toți ceilalți din jur, e incredibil. Că se poate întâmpla asta, e ca o lumină care îi conectează și pe ceilalți. Și vreau să vă spun o mică poveste ca să vă dați seama momentul în care am realizat eu foarte puternic ce poate să facă iubirea și inima în contactul cu ceilalți, când suntem ancorați cu atenția în inimă. M-am tuns acum vreo 3-4 luni, aveam o zi minunată, foarte minunată, cred că printre cele mai frumoase zile din viața mea. Poate s-a datorat și faptul că cu câteva zile înainte am fost la un workshop de respirație inimii în care efectiv s-a lucrat pe zonele energetice ale corpului, chakrei și în special pe inimă. Deschidere. Am ieșit de acolo, eram una cu totul, iubeam blocurile, semafoarele, oamenii, frunzele, câinii, șoferii din trafic, efectiv totul. Îmi venea să îmbrățișez orice. Era incredibil că pot să trăiești așa ceva. Chiar mi-am sunat o fostă iubită ca să-i spun, wow, Ioana, e incredibil câtă iubire curge prin noi. Chiar nu credeam că se poate. Nu e vorba de mine. Nu e vorba de tine. Da. Deci a fost un moment în care până și spectrul vizual se schimba. Tot era mai colorat, nu știu, vibra într-un fel. Cum? Nu frumoasă nimic, că despre asta e vorba, că îți deschizi inima și îți dai seama, mamă, ce minunat e să treci într-o inimă deschisă, adică nu e așa. Da, și revin, am fost și m-am tuns, m-am dus la cifolici pe lângă obor, m-am dus acolo, m-am așezat pe scaun și era o frizeriță, o domnișoară, afro 29 de ani. A început să mă tundă, dar eu simțindu-mă așa minunat și atât de bine, simțeam nevoia să mă conectez cu ea. Am zis, băi, am o ființă lângă mine. Ok. Mă tunde, dar eu sunt iubire și inima mea e deschis. Și am început să vorbesc cu ea, dar foarte direct, la modul... Am trecut de introducere, am spus, băi, ce tare e să strălucești. Mă uitam în ochii ei și zâmbeam din inimă și am ascultat.
Și îi plăcea foarte mult și mă întreba, wow, tu ești altfel, am senzația că tu nu poți să fii rău, dar cum poți să trăiești așa, în iubirea asta și în lumina asta care crezi tu că suntem? Că lumea e rea, oamenii sunt răi, cum poți să faci asta? Și apoi am spus un lucru care cumva a ajutat, am spus că noi nu suntem în lume, lumea e noi. Și ce suntem noi, asta e și în exterior. Cum s-a vorbit până acum, noi suntem sursa care e în interior și restul sunt doar proiecțiile noastre, percepția noastră. Nu știu, avem niște părinți, spunem că părinții noștri nu s-au purtat frumos cu noi și alimentăm cutia asta, părinții noștri nu s-au purtat frumos cu noi și nu se vor purta în continuare. Dar dacă ne schimbăm puțin percepția și începem să ne uităm la ei cu iubire, la calitățile lor, la tot ce au făcut cu noi, se schimbă tot spectrul, se schimbă într-o secundă. Ok, revin la discuție cu domnișoara frizeriță care m-a tuns, care am luat-o în bula mea, am băgat-o. Am băgat-o în bula, am introdus-o în bula mea. Spune-mi și tu bulină roșie. A fost tare că am făcut-o conștient. Am făcut-o conștient și am putut să fac asta. Și când am făcut asta, s-a schimbat și ea. Radia și ea la fel de mult cum radiam și eu. Uitați-vă, rog, cuvântul cu băgat. Revin la discursul meu aici. Bă, de ce s-a tipărit de gen? De ce m-a dat să leagă? Ok, și energia sexuală, o energie foarte creativă în univers și tot așa ne conectează pe noi toți, adică e foarte bună și nu trebuie să o, să o reprimăm până la urmă, nu? Acolo mai tare prezentare pe bună! M-am nu mai simțit mai bine la nicio prezentare din performance. Da, mă, s-a plângit cu asta de 29 de ani, asta e frumoasă, nu știu, și cea mai originală. Acolo e creație, acolo e creație până la urmă, în actul sexual și în iubire, nu? Din iubire venim. Deci dacă tu ai plănuit asta, ești Einstein, pe bune, sincer. N-am plănuit. Ok, Cristian, te rog, să revin. Da, mi-am terminat unsul, mi-am simțit foarte bine. La sfârșit am urat fericire, n-a acceptat bacișul meu. N-a acceptat. Eu nu știu de ce râdeți, dar râd și eu cu voi. Te-a explicat la feedback. Da. Deci, țineți minte, i-am urat fericire. Așa mi-a venit, pentru că eu de la un timp urez oamenilor fericire. Îmi place cumva varianta budistă a vieții, modul lor de a trăi. De expansionează iubire și fericire către toate ființele. Și mi se pare lucru cel mai frumos, să urezi fericire celor cu care intri în contact. Fie că le spui verbal, fie că le transmiți la nivel de gând, ajută foarte mult. Pentru că până la urmă asta ne dorim cu toți, fericire și eliberare suferință. Da, i-am urat fericire, am plecat. După 3 luni, mi-a crescut părul, am zis să mă tun din nou. Și cumva m-am gândit, băi, unde să mă tun? M-am dus în același loc. M-am împrumutat un prieten de bani, n-aveam atunci, a venit și ea cu mine. Am ajuns acolo și la ieșire era aceeași domnișoară care m-a tuns prima oară. Cumva foarte fericită să mă vadă, mi-a zis, wow, trebuia să plec acum 2 ore din tură, dar ceva m-a ținut în tură. Se pare că înțeleg de ce, să ne întâlnim noi din nou. Trebuie să menționez că în ziua aia nu mă simțeam bine, eram puțin deconectat de inima asta deschisă și iubire. Cumva s-a închis, că se închide foarte ușor. Orice apare, ceva ce nu ne convine, cineva care e mai insensibil cu noi, suntem vulnerabili. Și nu aveam o zi bună. Am intrat, am început tunsul și ea m-a întrebat, ce se întâmplă cu tine, că nu mai ești așa strălucitor, nu mai radiezi. Dar nu e nimic, lasă că îți dau eu acum astăzi. Eu mă simt chiar bine și să știi că vreau să-ți spun ce spune aia. Vreau să-ți mulțumesc enorm de mult pentru ziua aia. Deci ceva s-a schimbat în mine și e incredibil, îți mulțumesc enorm. Chiar am stat și m-am gândit la ce mi-ai spus. Și am amintit și de inimioara care o port la gât și de simbolul ăsta, floarea vieții, și mi-a spus, mi-amintesc de inimioara aia ta, de faptul că mi-a urat fericirea la sfârșit. Incredibil, ceva s-a întâmplat. Și apoi ea a continuat speech-ul ăsta și chiar a fost tare pentru că
Atunci am dat și apoi am primit. A fost un... Fluxul s-a încheiat, că până la urmă asta... Așa curge totul, dai și primești. Și mai întâi trebuie să dai, cum spunea Dragoș? Da. Așa. Ce bine că ți-am reținut numele, de obicei nu reținut. Ok. Cum spunea și Dragoș? Aștepta să-l sune prietenii. Și aștepta din exterior toate lucrurile astea. El nu dădea nimic. Și când a început să dea singur, vrea conexiune, sună prietenii. Cam așa și noi, vrem iubire, băi, trebuie să dăm iubire să... față de oameni, natură, de animale, că altfel nu. Nu primim. Da. Și să revin puțin la povestea asta, vorbeam despre iubire și ce impact avem în viața celor din jur. Povestea asta m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama de faptul că impactăm enorm de mult. Adică eram fericit să aud faptul că un străin, un om pe care nu-l cunosc, chiar să mulțumească, băi, m-ai ajutat, mi-ai dat o altă viziune asupra vieții. Și lucrurile astea se întâmplă foarte ușor, adică în câteva secunde, până la urmă, nu știu, faptul că te duci la chioșc să-ți cumperi o apă plată sau un pachet de țigări sau orice prostie și dacă cumva îi zâmbești vânzătorului sau la sfârșit îi spui mulțumesc din inimă sau fericire, se creează o legătură invizibilă și omul ăla care poate chiar are o zi mai bună și sunt mulți oameni care au, nu știu, stau în gri, în inimă închisă, pentru că inima se închine foarte mult când suferim, când cineva ne face rău, nu ne iertăm pe noi și atunci nu ne trăim viața. Iar dacă noi, fără frică, ne deschidem inima și efectiv ne arătăm noi pe față cum suntem, cine suntem, atunci apare o magie și ne trăim viața după energia asta, iubirii care e totuși, e Dumnezeu, e etc., etc., etc. Și în încheiere, aș vrea să vă dau cumva două metode de a accesa starea asta. Lucru cu atenția și care atenția de fapt e mintea, ce ne-a adus aici, atenția e conștiința noastră. E când avem momente de anxietate, de neliniște, de încordare, de frică, să ne ducem atenția în jurul inimii, să ne simțim inima cum bate, putem să o facem întinși, în poziție de meditație, liniștiți cu o muzică pe fundal, dar efectiv să devenim din nou conștienți de zona inimii. Noi trăim foarte mult în cap, de aici până aici parcă ne trăim viața. De aici în jos e o altă ființă, e efectiv o altă ființă. Să ne ducem cumva atenția și în corp și mai ales în zona inimii. Asta odată. Al doilea lucru e să lucrăm cu recunoștința, să fim recunoscători fără un motiv anume. Eu acum sunt recunoscător că vorbesc cu voi, că Răzvan a avut o idee minunată să venim în parc. Ajută foarte mult, chiar am văzut o îmbunătățire a speech-urilor pentru simplu fapt că suntem în parc. Și de ce e o îmbunătățire? Pentru că copacii ăștia, prin copacii ăștia circulă iubire. Și natura lucrează cu noi, ne vindecă. E mama noastră, noi suntem în parc, ieșim în parc, dar nu știm că la nivel invizibil se întâmplă și altceva. Facem un schimb și o vindecare. Da. Și asta mi-aș dori, să rămâneți din acest spis, atenția spre inimă și recunoștința fără motiv. Eu vă mulțumesc și vă iubesc și vă urez o viață fericită, vouă și către toate ființele. Mulțumesc mult, bravo!